Diana Borundel, un artist care și-a concentrat experiența acumulată în arta decorativă pentru a realiza icoane într-o multitudine de stiluri. Alexandru Marinescu, iconarul care cunoaște canoanele bizantine până la cele mai mici amănunte, și Daniela Chirculescu, pictor ce înțelege importanța sfinților dincolo de culoare și formă, și-au reunit lucrările pentru a deschide, cu doar câteva zile înainte de nașterea pruncului Iisus, ferestre către cer. Evenimentul găzduit ieri după amiază de Galeria Arta a fost nu doar un vernisaj de artă plastică, ci și un răgaz pentru participanți de a înțelege semnificația reală a sărbătorilor care vor veni. Expoziția a fost o confesiune a artiștilor care s-au lăsat descoperiți prin opera și cuvintele lor, a publicului prin atingerea chiar și pentru câteva clipe a mirajului Crăciunului. În curtea unei biserici am văzut un deal de scânduri vechi și atunci mi-a răsărit ideea că aș putea să folosesc scândura respectivă câteva și să-mi prepar propriile blaturi pentru icoane. Am luat legătura cu părintele de acolo și mi-a permis să vin și să iau scânduri. Soțul m-a așteptat cu portbagajul deschis, dar când am ajuns în curtea bisericii, am descoperit... Eram ca... Scuzați, ca găina cu mărgica în joc, foarte fericită, că am găsit niște detalii uimitoare, sculptate în lemn. Mai mult perisate decât întregi, detalii mai mari până la cele foarte mici, până la un centimetru. Și evident, am pierdut în vedere că mă dusesem după scânduri și am început să culeg detaliile respective sculptate. Am strâns așa un sac de detalii și le-am adus la școala de artă, care era destul de aproape de locul respectiv, și câteva luni de zile pur și simplu le-am înșirat pe jos și am încercat să concep ca un puzzle, fără model de data asta, să compun ceva din ele, și încetul cu încetul am descoperit că nu știu să pictez icoana bizantină, deși citisem vreo 4 cărți și tot n-am reușit. Deci până nu vezi cum se procedează și să-ți arate cineva și să-ți explice și să ai o anumită stare, pentru că nu se fac întâmplător lucrurile astea, nu se poate. Și atunci, pas cu pas, așa parcă mi-a călăuzit Dumnezeu drumul și am început să-mi doresc foarte mult să pictez icoana bizantină. Și pentru a completa atmosfera de sărbătoare creată prin lucrările expuse atât de variat, icoană pe sticlă, icoane pe lemn, mozaic, vitraliu, Tiffany, frescă, pastel, un grup de colindători de la Colegiul Pedagogic Carol I a venit să cânte despre Moș Crăciun, Pruncul Iisus și copii care așteaptă daruri. Oh!